Dacă vreți să mai aflați informații noi, constructorul pe drumul expres Brăila Galați a promis că îl va da la gata până în decembrie anul acesta. Undeva în luna iulie vom trece pe pod, tot constructorul spune, pe Breșa, de la intersecția străzii Calea Galați pe Breșa de Zmurdan. Se lucrează acum la parapet și la al doilea covor asfaltic pe tot tronsonul. Așa că lucrurile merg bine. Pe drumul expres Brăila-Focșani sunt undeva la 98% în finalizarea studiului de fezabilitate. Mai sunt vreo doi proprietari, dar o să intre cu jandarmeria pe acolo să facă studiile. Și dacă avem aprobat în ședință de guvern studiul de fezabilitate și dacă cu toții ne dorim lucrul ăsta și o să milităm, că ne trebuie parte de infrastructură mare, rutieră și pentru județul Brăila, dar și pentru județul Galați, se va scoate la licitație pe fonduri europene sau fonduri guvernamentale, proiectare și execuție, exact cum s-a spus și podul peste Dunăre. Și atunci o să legăm tot ce înseamnă de autostrada Moldovei, care se lucrează, drumul expres Brăila-Focșani cu podul, cu descărcare spre portul Constanța și eu cred că zona devine, și vă spun sigur, din întâlnirile pe care le-am avut la București, devine din ce în ce mai atractivă pentru investitori.